s-a făcut, cum spun băieții, Europa, că și el îți dea, înseamnă că ceva au meritat. Au meritat Raionul, au meritat toți care au muncit, care au pus galbinuțele, au lucrat aici, la acest muzeu. Și la toți cei care au venit, fii sănătoși, și de Doamne, să le pace, să le dăm drumul Europei mai la Vale. Da, să nu oraș. Să vină de la muzeu, să coboare da, la Vale. Da, mai facem și moara, și apoi de am lucrat. Rămâne moara de da. Da. Bun, și acum domnul Tudor Crețu, artistul plastic Tudor Crețu, vrea să vorbească despre colegii dumnealui. Da? Da. Bună ziua la toată lumea. Eu am privit tablourile, sunt destul de interesante, plăcute. Aceste tablouri reprezintă școala noastră realistă a anilor care și eu am învățat, am studiat. Sunt aici, sunt prezentate foarte bune lucrări. Domnul Vasile, am văzut că arată, folosește simbolurile în tablourile lui și asta e destul de interesant. Domnul Volat, este o lucrare care aș vrea să, o cumpăr sau să ne-o dăruiască. 1000 de euro. Da. E o lucrare foarte interesantă. Este un muzeu. Da. Foarte interesant și plăcut. Cred că lumea a să vină și a să privească tablourile și a să primească plăcere da. De la acest tablou. Satisfacție. Da, bun, mulțumim, domnule. Fiindcă... O surpriză, o surpriză pentru doamne, de la... Da, eu. Gheorghe. Să numărăți mai multe doamne, zic ea să, citești o poezie pentru frumoase, frumoase doamne. A, asta e un poem întreg. Nu e mare, eu n-am ieri n-am scos-o la computer, n-am putut și am scris de pe computer. Da. Aici am să cred că și doamnele au meritat. Pentru ea, da. Pentru ea. Pentru tine pomii dau în floare, pentru tine fruturi zboară, pentru tine iarba înverzește, pentru tine soarele înverzește. Pentru ea soarele răsare, pentru ea se naște și se moare. Pentru ea pământul se învârtește, pentru ea lumea trăiește. Doamne, cum te-ai putut de la bun început să o faci așa de frumoasă ca el să nu aibă nicio zi cețoasă? Pentru ea poetul scrie, pentru ea cuvântul adie, pentru ea doar pentru ea lumea este cum e ea. Doamne, nu le da la toți așa să dragoste de poți, că ea e sfântă și curată, dacă e adevărată. Și apoi tu ce ai cărmuie, dacă el și ea n-ar fi, ar trebui de nou să-i faci, ori să, ori cu singurătatea, să-i împaci. Da, mulțumesc! Da. Cine mai dorește să mai ia cuvântul? Între timp, ce să gândim, da. Îmi permiteți două cuvinte. Aici ați utilizat, cum ați luat în zbor aceasta, că Europa se părălească și încă se coboare în jos. Eu îndrăznesc a spune cum eu simt, că aici este un loc, eu știu, poate și să devină și un loc sfânt pentru Cimișlie, pentru Republica Moldova, de unde, este foarte favorabil terenul, solul, pentru a se naște gânduri frumoase, calde, luminoase, de la acei care calcă pe acest sol. Eu vă doresc încă o dată sănătate și lumină să se împrăște, într-adevăr, peste toate ce mișlie și așa mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumim!
colegii mei Grințeau, n-am dorit să vorbesc, dar da. Mă simt obligată, astăzi este 3 martie, este Ziua Mondială a Scriitorilor și mă uitam aici cât de frumos, poate cu emoții, au văzut deja, dar sunteți atât de îndrăgostiți de cuvânt, de socializare și eu fiind prezentă la toate vernisajele, sunteți binecuvântați cu Doamne astăzi la vernisaje, de obicei, mă rog, poate mai pasive, dar astăzi uitați-vă ce Doamne au venit să vă susțină. Știți cum se spune că scriitorii niciodată nu au vacanță? Eu zic că și pictorii niciodată nu au vacanță, pentru că de multe ori am foarte mulți prieteni pictori și te apuci de o lucrare, uiți de ea, pentru că ți-a reușit cumva amintirile sau te-a demotivat gândul sau nu crezi în pata aceea de culoare că exprimă ceea ce inițial dorea să exprime și vă întoarceți din nou ca meșterul Manole la acest zid. De asemenea, consider că nu au vacanță nici artiștii și actorii, nici cercarii. În genere, lumea culturală niciodată nu are vacanță. De asta sunteți binecuvântați, nu doar că ați fost primiți atât de ospitalier de către domnul Bulat, de fapt el cu toți este așa, să nu credeți că este planificat astăzi să fie special pentru dumneavoastră, cu toți este așa. Ne bucurăm că cumva ați anunțat că Europa, aici întotdeauna a fost Europa, dacă s-a pornit ca muzeul de istorie, etnografie și artă, apropo că sunt acum artă inedită în teritoriu, să ia amploare la un simplu îndemn al unui pictor din orașul Cinci. Așa că eu sunt mândră, eu vă cunosc de mult, pa mai mult George Petre a fost la el acasă, e un gospodar extraordinar. Ce flori în grădină are! Mulțumesc domnului Bulat, el m-a dus pe la toți pictorii, la toate vernisajele și am ajuns într-o zi la domnul George Petre acasă. Și, într-adevăr, el și în construcție are fantezie, nu doar în pictură. Da, mai mult astăzi l-am descoperit drept scriitor, poet și prozator. Să ne trăiți la mulți ani! La mulți ani! Da, mulțumesc! Încă? Atunci vă îndemn să admirăm aceste tablouri, ca peste 10 minute să ne mutăm în sala cea mare, unde, de dragul mamelor, în Împărăția Florilor. Vom vedea acolo mai multe tablouri, inclusiv a 3 pictori din România și a 8 pictori din Republica Moldova, inclusiv 3 din orașul Cimișlie. Este vorba de Alexandru Bulat, este vorba de Svetlana Mășinski cu Jocaru și este vorba de fiica domnului Secania, care a fost medic sanitar aici la Cimișlie, avem o lucrare a acestei doamne, a fiicei domnului Virgen, am uitat cum... Mihailovici. Vizionare plăcută în continuare și peste 10 minute ne mutăm în sala mică, din locul de alert. Nu uitați, vă rog, să vă luați câte o carte. Da, știu, la 4, de ce și forțez. Mă numesc Vasile Didic. Sunt plastician. De unde veniți? Care e tema? De unde vin? Deci născut unde sunt, da? Sunt născut la polul nord
al acestui spațiu care se numește Republica Moldova. Deci, sunt de la Lipcani, sunt lipcanean. Și acolo îmi este copilărie, acolo îmi este constituirea ca om care zburdă pe acest pământ. Și multe emoții, începuturile sunt acolo, de la Lipcani. Și acum, sigur că locuiesc în capitală, în Chișinău. Lucrăm în rând cu toată lumea, ne facem datoria și în cazul dat este o lucrare flori pentru Veronica Micle. Deci astăzi s-au vorbit multe cuvinte frumoase, au fost și niște poezii consacrate scumpilor, dragilor noastre femei. Deci sigur că eu consider că pentru bărbat mai sfânt decât femeia nu este nimic și sub toate aspectele, în primul rând ca mamă, în primul rând ca colegă de viață, în primul rând, toate în primul rând, ca copil, ca copilaș, toate sunt ipostaze ale frumuseții, ale gingășiei și a importanței de viață. Femeia este acea floare, acea energie care dă energie mai departe în jurul său și în rază cât mai mare. Și cam aceasta. Care sunt temele fiecare tablou ce ne reprezintă? Deci aici consacrate. Aici este luceafărul, deci de acum este un simbol care arată că florile sunt, iarăși, din zona creativă, din zona spirituală a acelei perioade. Și acum următoarea lucrăție este Condrătești. Condrătești este satul de Baștină, unde s-a născut inițiatorul acestei grupe creative. Ion Chituroagă, acolo este. Acolo dumnealui își duce și somnul veșnic, de odihna veșnică, în Condrătești, acolo a fost transferat, aici spre regret, aici s-au curmat zilele în Chișinău și acolo este și un spațiu unde sunt mai multe lucrări adunate și care sunt reprezint ca un muzeu cu lucrările maestrului Ion Chituroagă. Deci un sat foarte frumos, pitoresc. Mai departe, vedeți că asta chiar am avut o serie de lucrări unde am făcut, unde să fie cuprins și construcția bisericilor. Iată, deci biserica întotdeauna, templul este templul și spiritual, templul estetic, fiindcă întotdeauna este o simbioză și a arhitecturii și a arhitecturii de landschaft, fiindcă mereu biserica se alegea locul cel mai potrivit, unde din toate colțurile localității să se vadă bine sfinte. Iată, asta e Oleneștiul bisericii. Dar acesta nu e de asta e maestrul Petrea. Nuanțe de primăvară, iată, nuanțe de primăvară, deci copac în floare, simplu de tot. Aici avem după amiază, așa, unde se începe de acum, cea mai mare căldură începe a scădea, umbrele acestea și deci este o poezie a zilei de vară și a zonei care noi ne ducem traiul. În timp toamnă. Asta e încă vara. Încă e vara, dar de acum spre toamnă. Aici un sector, un spațiu, așa, o casă și mi-a părut foarte bine cultura acestor flori, copaci, îngrijiți, poarta în satul Olănești. Aici aș putea să spun câteva cuvinte. Deci această lucrare se numește privire. Așa. Deci aici am încercat, iar și ea o încărcătură simbolică,
și ne readuce, ne readuce ne, în spațiul nostru existențial acele calități ale sufletului nostru, ale traiului nostru, ale vieții noastre și calitățile și estetice, pentru că o așa, o măliguță, asta e nu numai frumusețe materială, ci este și o estetică, este o estetică, un simbol al soarelui, al luminii. Și de aceea măliga și este acea purtător de energie sănătoasă. Iată, este în carte, sunt în multe cărți, de pildă la frații noștri italieni, sunt vreo 200 de metode de a prepara, de a pregăti măliga. La noi, iată, noi, eu știu câteva, la sfii 3, 4, 5 și sunt destul de suficiente și, iată, și plus este acea energie a solului, a poamnei, a viței de vie, a arăturii de primăvară, de toamnă, arătură care predispune către roadă, către tot. Și ochiul acesta, el privește la toate, privește iarăși cu aceeași speranță, cu aceeași satisfacție, că uite-te, sunt lucruri frumoase pe acest pământ. Iată cam așa niște lucruri. Deci undeva atragerea și revenirea, păstrarea tradiției frumoase a acestui meliar. Și anume burluiul ăsta s-a ales. Cum? Și burluiul, burluiul el iarăși, vedeți că burluiul el este de ceramică, dar în mod special l-am făcut transparent, că prezentul s-a arăt și ochiul și conținutul acesta de... Iese că parcă e sângele vieții. Asta e o lucrare făcută în Transilvania și așa și am numit-o. Am numit-o sat cu trei biserici aceasta. Pentru mine personal, când prima dată am staționat, am lucrat noi în acest sat. Satul se numește Călușeni. Asta în preajma orașului Târgu Mureș. Foarte frumoase localități, zona premontane, montane. Și într-o localitate mică stătească trei biserici, deci trei confesiuni care conlocuiau, care se împăcau, care foarte frumos își găsesc. Foarte bine, foarte benefic trăiesc în același spațiu, conlocuiesc și sunt acceptate de sufletele oamenilor și care le aduc la o unificare, la o apropiere, nu la dezbinare, dar la aceeași toleranță și aceeași percepere filozofică a sfințeniei existenței noastre pe acest pământ. Iată, cam așa am încercat mai să fac. Parte ce... Aici este o lucrare de sănătate. Aici, acum privind, am mai fost de câteva ori această lucrare în expoziție și abia acum noi privind cu colegul nostru de breaslă, Tudor Crețu, da? Tudor Crețu. Deci am văzut, dumneavoastră tot, i-a plăcut lucrare, dar am văzut acel minus. Aici nu se vede masștabul. Neapărat, o să repet, o să fac altă lucrare aici pe o pânză mai mare și o să fac niște figuri umane, ca să se vadă acele figuri umane și să se vadă. Aici, iată, urcându-ne sus, figura devine așa ca foarte minuscule. Deci măreția, toată aceasta foarte, foarte și este destul de... Așa aduce și o frică, și o jântrăcelă, și o tărie. Și am numit-o lucrarea fermitate. Deci așa este ca o fermitate. Această fermitate o să ne cheme să trezească în noi acele sentimente de fermitate, în adevăr, în lumină, în bine. Și iată, asta este fermitate. Fermitate. Tu ceva necristat acolo.
Scară, băi, scară, și ei hop pe o scară. Scara care duce înspre... Domnul Gheorghe. Care și la castelul ăla, pentru pijoare. Ai să ai acuș ăsta, eu accept ce-mi spui și acuș completez la lucrări. Câți ani aveți de când adunați aceste lucrări? Ei, dacă de luat așa, chiar, apoi se poate de spus că chiar începând din acolo, poate 6-7 anișori, când eu încă aveam, eu atunci eram mare pictor, eu făceam în fiecare zi câte o lucrare, fiecare zi, făceam în acorelă, în guașă, în toate astea. Pe urmă, treptat, am început a studia pe la instituțiile de învățământ specializate de pictură, de la început școala de pictură, pe urmă, universitate, mai bine zis, institutul, acum el se numește Academie. Deci, iată, mergem pe aceste trepte, deci treptat, câte o lucrare, câte două, câte trei, câte cinci, câte șapte, câte zece, ele treptat s-au acumulat. Sunt o parte de lucrări în atelier, sunt o parte la muzeu. Dar ce potare lucrări dumneavoastră? Sunt multe, în diferite țări, sunt în colecții particulare, sunt și în, adică la moment iese că peste hotare, și în România, și în Ucraina, și în Rusia, spre regret, care acum este fremătat așa, într-un freamăt, așa, nesănătos. Și sunt și în Franța, și în Spania, în Cehia, în Statele Unite, în Israel. Acolo, probabil, iată aceasta care am spus-o la Nesu. Cum? Câte lucrări ați? Aici 9 lucrări am prezentat acum. 9 lucrări am prezentat. Iată și... Și domnul Petrea... Domnul George Petrea. Câte lucrări ați adus? Lați o față, nu mai spuneți. Eu vă mulțumesc. Bravo! Când lămuriți mai bine câte un profesor și ascultă bucua de zi. Pare bine. Îmi spuneți numai pe o lucrare, care ați... Deci, lucrarea cu mare centrală. Ce ați... Care ați făcut? De asta și spun, de asta e mai încălătoare, că știți sigur. De asta se vezi. De care doriți? Ce ați spus? Nu știu, să spuneți. Să eu dacă n-am timp, poate timpul mea și așa, n-am unde mă duc și eu, bine mea, am bine mare, frumoasă, în plen cu cursul ăsta și dar în ofii am o casetă întreagă cu flori din grădină. Și eu asta, vă zic că eu pictez numai din timp. Nu pictez din gând, nimic. Înainte pictam, făceam compoziția acum. Pentru că ei am vrea și natura. Natura este fața lui Dumnezeu. Vizia asta. Și natura este blândă, frumoasă, extraordinară. Ea este schimbătoare. Ea este măreață. Și dacă treci pe lângă densa și nu observi, înseamnă că nu ești aproape nimic. Trebuie. Pentru că dacă n-ar fi natura, n-am fi nici noi. Nici mai natura, dar și Dumnezeu, că natura... Păi da, natura Dumnezeu, e fața lui Dumnezeu. Da, cel mai mare ajutor al Domnului este vântul, dacă s-a observat. Știți ce înseamnă vânt? Nu știu, dar pe Pluton 1000 de kilometri pe oră. Dacă el, la noi 100 de kilometri, lumea fărâmă tot, dar închipuiți 1000 de kilometri. Și așa că natura... Este însăși Dumnezeu. Fără natură. Nici nu. Asta. Mulțumim.